Niciodată nu au existat atâtea ilegalități decât cele comise în actuala campanie electorală din Moldova. Această concluzie se regăsește într-un raport special al Partidului Stângii Europene, postat pe 8 noiembrie pe site-ul oficial al formațiunii. Potrivit documentului, în timpul campaniei electorale din Moldova au fost înregistrate o serie de nereguli. Utilizarea resurselor administrative, încălcări în procesul de înregistrare a candidaților, la întocmirea listelor electorale, agitație ilegală, lansarea înainte de termen a campaniei electorale, încălcări în activitatea Comisiei Electorale Centrale, eliminarea candidaților din cursă cu încălcarea tuturor prevederilor legislației naționale și normelor internaționale, dar și închiderea mijloacelor de informare în masă incomode. În ajunul alegerilor, Comisia Electorală Centrală a refuzat în scris acreditarea pe motiv că observatorii Partidului Stângii Europene nu au fost invitați de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. În timpul unei vizite la Comisia Electorală Centrală a fost prezentat un nou motiv pentru refuz. Este vorba despre faptul că, în opinia lor, Partidul Stângii Europene nu este o organizație internațională. Irina Alexova și Attila Vainai au avut întrevederi cu reprezentanții ai posturilor de televiziune închise și ai site-urilor de internet. În cadrul acestor întâlniri, jurnaliștii au povestit că zeci de instituții media au fost închise cu câteva zile înainte de alegeri. Acest lucru a fost făcut în mod extrajudiciar, printr-o decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale. Țara se află de mai bine de 2 ani sub stare de urgență, care este prelungită la fiecare 3 luni. Comisia pentru Situații Excepționale este cea care închide instituțiile media, interzice partide și impune interdicții privind dreptul constituțional de a fi ales. Într-o declarație, Partidul Stângii Europene a subliniat că închiderea instituțiilor media nu este prima decizie în acest sens a actualului regim de la guvernare din Moldova. Anul trecut, CSE a închis 6 posturi de televiziune, pe motiv că acestea făceau propagandă, prin tăcere, războiului din Ucraina. Iar pe 30 octombrie curent, la propunere Serviciului de Informații și Securitate, CSE a închis alte 6 posturi de televiziune și 10 de site-uri de internet. De data aceasta, posturile și site-urile de știri au fost acuzate că promovează interese străine. Juriștii au confirmat că nu a existat niciodată asemenea ilegalități ca în actuala campanie electorală, se arată în declarația Partidului Stângii Europene. Reamintim că chiar în ziua alegerilor locale generale, pe 5 noiembrie, CEC din Moldova a refuzat să acrediteze observatorii Partidului Stângii Europene, argumentând că formațiunea nu este o organizație internațională și, prin urmare, nu are dreptul de a delega observatori. Acest caz fără precedent a avut loc pentru prima dată în istoria observării alegerilor în diferite țări, inclusiv în țări din afara UE, a declarat Attila Vainai, reprezentant al Partidului Stângii Europene.